Oprește-te! Uite! Dă înapoi să se vadă interesul cu scarul, doamne, scar Venus. De interes național. Pe timp de iarnă mai ales, iată ce soare frumos este în iarna asta, abia a început de două zile, iar eu merg la Venus, frumos. Dar de ce fac luminițele alea așa, mai mi-a explicat, dar nu pot să țin. Nu. Să bateria, dacă parchezi mașina în garaj 6 luni, așa. Îmi ține o sarcină în baterie. Aha, sarcină în baterie, extraordinar, iată statuia aceea frumoasă, ce din păcate a fost vandalizată, pe acolo nu ai voie. Dar va trebui să o iei pe aici, prin baltă, acum. Te deranjează să o iei prin baltă? Mă spune și eu. Iată, sunete Dacie prin baltă. Aici se vadă că sunt o babă comunistă acum. Frumos, Iulia Resort. Pe la toate hotelașele acestea, acesta e total abandonat, dar uite ce frumos are acolo. Are frumos filigran, cum se cheamă? Filigran, ce e ăla? Sunt meandre. E un model grecesc marin care îți sugerează niște valuri stilizate. Nu e așa? Zi-mă că tu faci arhitectură. Ar trebui să ai mai mult habar acolo. Au. Mamă, dar gropile astea cam rele, bă. Zici că niște guri care zâmbesc. Da, uite ce drăguț. Nu sunt niște țigăni. Bine, acum sunt țigănii cu rozul ăla. N-am ce zice. Aici o proprietate privată. Păi în Venus. Frumosul Venus. Drăguțul Venus. Zeitate. Wow, dar urâte sunt vilele astea. Cum ai zis? Uite, Vila Greaca. Viceamiral. Grigore Marteș. Doamne, nu știu unde am ajuns. Eu nu cred că am fost vreodată pe aici. Sau nu mi-amintesc. Săracul câine, doamne, săracul de el. Eu produci un atac de cord patrupedului. Iată ce soare frumos. Mamă, câtă baligă pe jos, un mare flipper. Flipper, baligă. Ce accent pe I, nu e cu E? Baligă, nu știu. Ailin autoservire. Ce căcat de animal mare, a.k.a. vacă cal. Mamă, cum e pe aici? Hai că e foarte frumos. Hai că pe aici îmi vine gustul ăla de piept de pui cu cartof natur, știi? Cu cartof natur? Oh my god, nu prăjiți, doamne! Îmi țin pătrunjel așa de la o doamnă de-aia. A, da, 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 într-adevăr. Bă, le zice bine. N-am, nu pot să-l contrazic. Doar că el pare mai mult un reprezentant al anilor 90. Nu e chiar nomenclaturist. Îți trebuia o cămașă, mă, uite, vezi cum e cămașa asta a mea? Roșie, așa frumos. Da. Îți trebuia și ție o cămașă de asta. O cămașă să meargă cu tine, de fapt, exact. Nu, niște pantaloni de nenea și o șapcă. Iată ce forme frumoase în soarele de decembrie. Și aici la Gambrinus. Doamne, dar atât de frumos HD, super HD de la soare. Telefonul meu e și el bun, dar soarele ăsta e ceva. Iată, Venus aici, la girator. Iată-l ce frumos este, cât de frumos este. Văzut din Dacie, iată, Venus. Și acum ai drumul până Saturn. Saturnul nu pot să zic că mă sparge și după care vine și Mangalia. Îți place în Saturn? Ai fost în Saturn? Mamă, ce-mi place în Saturn? De ce? Să dau Saturn. Saturn? Saturn și tu pe la cineva, nu? Nu știu, pe acolo, pe la o cumătră. Pe la o cumătră. Iată ce hoteluri frumoase. Cumetreală și atârnache. Repede, schimb, nu e prea plăcut. Bă, aici îți dau dreptate, dar eu atâta pot. Dar aș putea să învăț să fac aceste treceri mult mai line pentru telespectatori, spectatorii online de pe YouTube. Iată, ne apropiem de Saturn. Și
e frumos afară. Și aici un lac, niște papură. Dar tot mi se pare mai mic casa tine față de celelalte. Da, că e lipit de Mangalia. Dar el se continuă, că știi cum mergi tu, el mai merge așa. Pe niște străduțe mai complexe, că drumul ăsta te scoate mai afară. Dar dacă, de exemplu, iei pe aici, dar nu e neapărat, că o să ne încălcim, dar e una mai sus, vrei să o luăm pe acolo? Wow, uite ce au scos aici! Ce s-a întâmplat aici? Dar ce frumos arată! Doamne, ce frumos arată forma asta abandonată și cu copacul acela! Wow! Am un orgasm vizual. Vai, dar stâlpii ăștia nu-mi plac. Uite, pe aici trebuie să o iei. Aici a fost stânga. Nu ai voie. Ba da, ai voie, că e săgeata. Uite, mă, săgeata. Uite ce frumos, haide, ia un pic prin Saturn, să arăt și Saturnul așa. Că vara nu prea l-am arătat, măcar să-l arăt iarna. Uite, Centrul Național de Informare Turistică. Aici e pe sens interzis, dar... atâta putem. Mai ales eu nu știu să filmez, el conduce bine, dar nu știe semnele, dar e tot din cauza mea, deci nu contează. Că e iarnă, iată, hotel în Saturn, spiritul meu antisocial acum jubilează, fix la hotel Cupidon. Am luat-o prin Saturn pe contrasens, așa, ca să-l simt. Păi tot, nu știu... Stai așa că sunt ampule, hai să treacă și ăsta, să-l facă... O mașină de școală, care îți dai seama, își face nu știu câte cruci, numai uitându-te la tine. Tot pe contrasens, hai, frumos, pe contrasens, la Hotel Narcis, Cleopatra, Ivo Papi, Papi. Semiramis, Narcis. Măi, inclusiv în perioada de aur, Saturnul era o stațiune mai pentru proletari, așa, nu era de aur, cum sunt... Olimp și Neptun, unde era vila domnului Ceaușescu. Aici era mai pe nomenclaturiștii mici sau oamenii de rând, poate care nu aveau nicio coloratură 200, politică. 200 cu 300. Nu știu ce înseamnă 200 cu 300. Ce înseamnă? Nu știu, mă, era băiatul ăla de se oprește la bagamata aia pe drum și întreabă ce prețuri ai. 200 de moia, 300 de pizze, sau de asta ziceam. Aoleo, vai, ce o să-mi apară. Asta va trebui să dau ban. Este foarte urât ce ai zis. Nu-mi place deloc. Dar în același timp, dat fiindcă... Da, exact, iată. De aici încep blocurile din Mangalia, poftim. O trecere brutală. Brutală! Am ajuns în Mangalia. Ce părere ai? Trei joli salon. Nu mai pot de pe aici. Da? La un Lidl ceva sau mergi direct la fratele meu să ce? Unde să ne oprim? La un Lidl ceva. La un Lidl? A, da, trebuie să mai iau niște mâncare. Acum sau după ce ne întoarcem din Bamu? Acum. Iată, Mangalia. Frumos.